știam, căutam o introducere și am găsit-o. Vă spun și vă spunem bună seara și bine ați venit, bine ați revenit la bibliotecă, la Biblioteca Județeană Costache Sturza. E foarte bine că e așa, am mai spus-o, o repet, e mare bucurie să vezi că suntem nevoiți să cărăm scaune, să scoatem alte și alte scaune și să vedem că oamenii vin, tot vin. E semn bun, e semn că ceea ce se întâmplă aici are tâlc, are rezonanță în ceea ce înseamnă viața culturală a Bacăului. Suntem așadar la o nouă ediție a Zilelor Bibliotecii Județene Costache Sturza, prilejuită de împlinirea ieri a 131 de ani de la înființarea primei biblioteci publice din Bacău. Niște oameni grozavi, niște oameni generoși, niște oameni vizionari în felul lor, au pus într-un alt veac bazele primei biblioteci publice și iată-ne acum într-o bibliotecă județeană care datorează foarte mult înaintașilor și zilele bibliotecii pe care le organizăm din 2017 au și această menire de a fi o reverență față de ceea ce au făcut generații întregi de bibliotecari și nu numai de bibliotecari, ci de oameni care au fost alături de această idee nobilă. Suntem în a doua zi a zilelor bibliotecii și sunt foarte bucuros că avem ocazia unui asemenea eveniment. E un dublu eveniment și o să începem cu muzică. Eu cred că Nietzsche era prieten cu muzica și muzica era prietenă cu Nietzsche. Cu siguranță va fi vorba și despre asta în prezentarea care urmează, dar pentru început avem ocazia și practic ne-am făcut un fel de obicei din asta. E foarte important ca la manifestările pe care le organizăm la bibliotecă să încercăm să punem în valoare tineri talentați din oraș, din județ, oameni care au ceva de spus sau care vor avea ceva de spus în domeniile în care excelează. Astăzi am bucuria să vă prezint pe o foarte tânără pianistă, o fetiță extrem, extrem de talentată, face pian de doar 2 ani și în acest interval foarte scurt a obținut deja câteva premii naționale și internaționale remarcabile, dau doar 2 exemple. Anul trecut premiul întâi la concursul regional, practic e cea mai bună din regiunea asta a Moldovei, anul acesta premiul al doilea, e în clasa a 5-a la Colegiul Național de George Apostu, Colegiul Național de Artă George Apostu. În aplauzele dumneavoastră, Teodora Iepuran! Thank you.
Eu sunt convins că Teodora merită mult mai mult decât aplauzele noastre. Am urmărit-o cu mare, mare atenție și mare admirație, acest balet al degetelor și concentrarea ei. E foarte, foarte multă muncă, dincolo de talentul ei incontestabil. O să te rog, Teodora, să ne spui cine ai cântat în această seară. Am cântat... Un pic mai tare, dacă poți. Am cântat sonata Facile de Mozart, care nu e deloc facile. Am cântat Nocturna 20 de Chopin, Rondoul de Beethoven, Debussy, Dr. Gradus ad Parnassum și am terminat cu sonata de Haydn, numărul 16. Da. Cred că ai remarcat un lucru fără partituri. Da. Fără partituri, ceea ce nu e la îndemâna oricui și ăsta e un lucru cu totul și cu totul remarcabil. Teodora, îți mulțumim din suflet că ai acceptat să iei parte la zilele bibliotecii. Vreau să-ți ofer din partea noastră două cărți ca un semn. Să ții minte că, uite, ai participat la ediția din 2024 a zilelor bibliotecii și, doamnelor și domnilor, sunt absolut convins că Teodora Iuturan e un nume de care vom auzi și în anii care urmează. Încă o dată, felicitări! Ați văzut-o cât e de emoționată, e și normal să fie așa, dar ați văzut că vorbește la fel de bine cum cântă, e limpede că e un copil sau deja o adolescentă, frumoasă din toate punctele de vedere și care va face cu siguranță cinste Bacăului. Iar acum vă invit să trecem la partea a doua a întâlnirii noastre, la această lansare de carte despre care știți din program, despre care am pomenit deja. E o bucurie să găzduim lansarea acestei cărți recent apărute, cred că e prima lansare a acestui volum și mă bucur că ea se petrece aici, la Biblioteca Județeană Costache Sturza. Eu refer cu, hai să o spun pe aia, să recurg la clișeul arhicunoscut, că de aia e clișeu, că nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar are nevoie de o lectură sau de mai multe lecturi pe care ni le oferă în această seară prieteni dragi, colaboratori vechi. Și sunt foarte curios să văd cum l-au citit pe Ion Ferpu și cred că și el e curios ce au de spus despre acest volum dedicat unuia dintre cei mai controversați filosofi, scriitori, dacă vrem în sens larg, ai umanității. Nu e de aici de acolo să te iei de piept cu Nietzsche, despre care circulă, așa cum sunt convins că știți, foarte multe legende, mistificări, mi se pun în cârcă tot felul de lucruri pe care le-a făcut sau nu le-a făcut. El a fost interpretat tendențios, a fost instrumentalizat de diverse ideologii, au făcut din Nietzsche unii și alții ceea ce nici vreodată nu s-ar fi gândit. Și Ion Ferpu în această carte reașează, de fapt, un pic lucrurile, pune un pic la punct toate aceste mistificări, se ia la trântă cu prejudecățile pe care le avem, ăsta e un cuvânt drag, e o temă frecventă în scrisul lui Ion Ferpu și tocmai de asta mi se pare cu totul și cu totul remarcabil. E un curaj sinucigaș, dar Ion Ferpu are asemenea apucături, ne-a demonstrat-o și în volumele de versuri, și în cele de eseuri, și în romanele pe care le-a scris. Tocmai de asta nu mă miră faptul că s-a apucat de Nietzsche după ce a dat o carte formidabilă despre Dostoievski, peste 600 de pagini, dedicate unuia dintre mari, mari romancieri ai lumii, o carte răsplătită pe bună dreptate cu premiul Academiei Române. Acum nu știu, să vedem ce o să se întâmple cu această carte care e la început de drum, dar e o carte apărută la editura Academiei Române, unde nu publică oricine. Și ăsta e deja un prim semn că avem de-a face cu un autor foarte, foarte temeinic.
Știu că nu-i convine că-l laud, dar n-am ce să-i fac. Câte vreme a acceptat să vină aici, trebuie să-și asume inclusiv lucrurile acestea. Acum, noi n-am făcut un plan. Cred că o să începem dinspre dreapta, spre stânga mea, cumva. Și o să-l rog pe Marius Manta să deschidă balul, pe colegul meu de la Ateneu, la rândul lui eseist, poet, cronicar literar. Marius, te rog. Da, cred că e foarte bine că se întâmplă lucrurile în felul ăsta. Am îngăduit să rămân așa, ca într-o familie, în familia bibliotecii. Deja mingea chiar a fost ridicată, cum se spune, la un fileu destul de înalt. De la Colegiul Național de Artă George Apostu, dar oricând m-aș fi mașinăria asta de sunete, n-aș fi avut nicio șansă. Și lucrul ăsta mi-aduce aminte cumva și de jovialitatea, de energia care era în sală în prima zi a festivalului. Sper să nu pocesc acum numele, odată cu Ricardo Caria, care ne-a încântat prin sonurile respective. Și îmi închipuiam așa că după toată această efuziune, după toată această cromatică sonoră chiar extrem de bogată, într-o zi de foc, va trebui să spun cuvinte, mă rog, alese, așa ar trebui, despre o carte care se naște cu adevărat din foc, din pasiune, din dorința de a pătrunde până la capăt subiecte care încă fac deliciu după zeci, sute de ani în filozofie și în general în spațiul acesta al culturii universale. Eu de data aceasta am venit cu partitura la mine și mă gândesc să extrag câteva idei și aș începe chiar de aici, de la un lucru pe care l-am semnalat și l-am așezat ca un fel de preambul. În cuvântul și carele de foc, un volum pe care am avut bucuria să îl scriem așa la patru mâini, unde sigur că domnul Fercu a fost totuși vioara întâi, dar acolo începeam cu gândul acesta, cred că nu doar eu, ci împreună, că sunt cărți facile, sunt cărți mai grele, sunt cărți care tind cumva să satisfacă o nevoie de entertainment pe care omul de astăzi o cheamă în viața lui. De multe ori stai și vezi că până și formulele eseistice s-au diluat foarte mult, că, mă rog, fie că stai în fața televizorului, fie că ții în mână o carte nouă apărută, s-ar putea să nu fie diferențe extrem de importante. Și ăsta este motivul pentru care, sigur, evident, am plecat de la gândul acesta că astăzi avem de-a face, pentru încă o dată din partea domnului Fercu, cu o carte cu adevărat importantă, așa cum s-a zis, o carte care e tipărită la editura Academiei Române, Nietzsche, Sihat, din noi, o carte care o să vedeți, sau în paginile căreia, odată cu lectura, o să vedeți că o să întâlniți tot felul de oglinzi care, într-un fel sau altul, vor pune în relief posturi, gânduri pe care undeva, cândva, le-ați încercat și domniile voastre. Deci e un volum pe care abia îl așteptam să apară. Mai ales că trebuie să mărturisesc strecor, așa că o mărturisire de fiecare dată, vocea aceasta a lui Nietzsche mi-a creat și mie undeva de mult, într-o adolescență din ce în ce mai îndepărtată, probleme. Da. De fapt, cred că linia
a fost începută de Cioran și continuată de Nietzsche și Schopenhauer. Nu asta ar fi trebuit să fie ordinea, dar mă rog, știți că la adolescență lecturile nu sunt niciodată desfășurate așa cum ar trebui. Și am înțeles dinspre aceștia faptul că, cel puțin pentru artă, orice pas înainte se naște din durere, se naște din sacrificiu, se naște din suferință, se naște din ceva ce încerci cu toată ființa ta. Vă readuc aminte de o spus a lui Cioran din Sfârtecare: o carte trebuie să zgândere rănile, ba chiar să le provoace. O carte trebuie să fie un pericol. Bun. Asemenea, apariții nu sunt numeroase, nu sunt multe cărți care au puterea asta de a cutremura, dacă vreți, cu un spirit anarhic care să miște foarte bine ceea ce alții au clădit în timp. Dar ele au un destin destul de ciudat. Poate că în primă fază oripilează simțul comun, întorc lumea cu susul în jos. Dar, cum ziceam, mă reîntorc la o spus anterioară, ele sunt cele care aduc de fapt foc. Și având cumva paradoxal un soi de evrațiune, deși termenul nu ar trebui să fie de aici, având așadar un soi de rațiune declarată în atașamentul față de experiența nemediată. Și implicit, arătând cu degetul cât se poate de direct, către chipul celui care tocmai experimentează schimbarea. Însă, sunt mai apoi și cărți care vin în urma unui asemenea eveniment. Vin după cutremur. Sunt volume care duc mai departe. Sunt volume care orientează. Chiar mi-aș permite să arunc așa un cuvânt. Cred că sunt volume care tămăduiesc rana de care vorbeam. Care, în orice caz, sigur că mizează pe dialog. Care refac într-o câtva normalitatea tonului, care reușesc să analizeze, să sintetizeze și așa mai departe câte ceva din datele noilor forme de existență. Eu așa am citit cartea domnului Fercu ca un volum din această a doua categorie, care arată sigur un atașament față de Nietzsche și ni-l reamintește și pe cel față de Dostoievski. Dar, până la urmă, eu așa am simțit că tonul acestei cărți este pentru încă o dată unul care e sortit să aducă ideile la oaltă, să le pună împreună. În paginile sale, autorul trasează un istoric credibil al receptării operei lui Nietzsche, oferind din interior chei de lectură, punând în acord sau restabilind punți de trecere între atitudini care aparent nu pot cunoaște puncte de tangență și explicând concepte de multe ori prin contextualizări extrem de potrivite. Da, cred că o spun de pe acum. De obicei lucrurile acestea se rostesc la sfârșitul intervenției, dar simt nevoia să vă atenționez asupra faptului că putem să identificăm în discursul lui Ion Fercu multă claritate. E un discurs perfect logic, care curge. E lipsit de volute, care eu știu, într-un fel sau altul, ar fi putut strecura inoperantul, artificialul. Apoi e un areal cultural deosebit de larg pe care se bazează și din care
ies iar și iar reexplicate noțiuni de primă mână, nu știu cum să le numesc neapărat, concepte filozofice, dar nu numai, dinspre domenii diverse, de cele mai multe ori, sigur, conjuncte. O să le vedeți odată cu lectura. Bun, cine este Friedrich Nietzsche? Și chestiunea asta este, până la urmă, aș zice, cea mai importantă. În lectura autorului, așa cum se știe, la un prim pas, la un prim nivel, este cel care nu constatase că Dumnezeu a murit. Dar trebuie să fim atenți, pentru că trebuie să stabilim foarte clar despre ce moarte e vorba. Este așadar fals mesajul potrivit căruia autorul volumului acesta celebru, așa Gvăita Zarathustra, cu afirmația celebră, Dumnezeu a murit, ar fi un adevărat demolator. Am putea înțelege că Nietzsche vorbește și cumva mascat. În știința voioasă, și o să-mi îngăduiți ca să aibă sens ideea pe care am început-o, să dau un citat puțin mai larg, Nietzsche spune: Dumnezeu a murit, Dumnezeu rămâne mort și noi l-am ucis. Cum să ne consolăm noi, ucigașii ucigașilor? Cel mai sfânt și mai puternic din tot ce a avut lumea până acum și-a pierdut sângele sub cuțitele noastre. Cine ne spală de acest sânge? Cu ce apă ne-am putea curăța? Ce ispășiri, ce jocuri sfinte va trebui să inventăm? Nu este oare dimensiunea acestei fapte prea mare pentru noi? Nu trebuie să devenim noi înșine zei pentru a părea cel puțin demn de ea? Dumnezeu a murit. Da, reprezintă într-adevăr cuvintele, cred că, de fapt nu cred, sunt convins că sunt cele mai citate când vine vorba de filozoful german, dar uităm sau nu știm că și alții au vorbit fie despre un Dumnezeu care a murit, fie despre un Dumnezeu absent, fie au găsit alte formule, așa cum se întâmplase cu Hegel în prelegerile de filozofie a religiei, sau cu Pascal cu mult timp înainte. Ceea ce mi-a atras atenția este faptul că această temă, interpretarea unor asemenea cuvinte, apăruseră, de fapt, în filozofie, chiar dacă nu în forma asta, ci ca o dorință de rupere față de prejudecată, încă de la filozofia antică, urmând cu Kant, urmând cu Francis Bacon și așa mai departe. Toate lucrurile acestea sunt extrem de bine analizate, cu răbdare. Și eu aș spune, ca să nu credeți cumva că ne arog dreptul de a opera cu idei și concepte filozofice, că nu sunt acum unul care critică din interior, dintr-un sistem. Și asta e foarte important, pentru că, iată, Ion Fercu are și vocația aceasta de a transmite extrem de facil și are vocația pedagogului, de ce nu, acelui care știe să formeze, să explice. Și din punctul ăsta de vedere, iată, volumul este încă o dată un câștig. Și cine mai poate să fie Nietzsche? În chei metaforice, și aici e foarte interesant, că putem să vedem mai multe registre la Ion Fercu și omul care, mă rog, stă foarte bine în poezie. Formule care mie mi-au plăcut. Sigur, Nietzsche este cel care a încurajat neliniștea limitelor, este cel care a încercat să îmblânzească haosul, spunându-ne întotdeauna și amintindu-ne obsesiv că medicamentul se află la noi, în noi. Este cel care ne arată cât e de dificil de salubrizat universul prejudecăților.
A spus și Adrian mai înainte despre prejudecată. Volumul e tripartit, are o arhitectură dintre aceasta compusă din trei secvențe. Am citit-o așa aproape continuu, mai ales pe prima, legată de prejudecăți. Deci o primă secvență dedicată prejudecăților, aflată mereu între infern și provocarea eternă. Se pleacă de la un soi de definiție, de la constatarea că prejudecata este orice atitudine excesivă, care este deosebit de rezistentă la influența rațională. Dar autorul, plecând de aici, ne invită, de fapt, la un fel de microistorie acestui mod de, spuneți-i cum doriți, de a acționa, de a fi, de a gândi. Una dintre cele mai înverșunate voci antiprejudecată a fost aceea, cum ziceam mai înainte, a lui Francis Bacon, din Novum Organum, așa, loc unde erau vituperate vechile doctrine filozofice. Dar nu e ocolit, și asta pe mine m-a surprins, pentru că puse în contextele potrivite ideile capătă altă strălucire, m-a surprins legătura cu Immanuel Kant, cel care admitea drept surse principale ale prejudecăților imitația, obișnuința și inclinația, cel care afirma în Prolegomene, bineînțeles, volumul care apare, cred, la 2 ani, sper că nu greșesc, după critica rațiunii, și spunea, citez, există învățați pentru care istoria filozofiei este însăși filozofia. Prolegomenele de față nu sunt scrise pentru aceștia. Și, sigur, referirea era la ceea ce cumva se mai întâmplă și astăzi, la cei care își arogă dreptul că, eu știu, pot să discute în arealul acesta, dar fără să aibă toate cunoștințele necesare. Un fel de popular filozofie, așa cum avem un world music și așa mai departe. Sau în altă parte, același Kant, luminarea este ieșirea omului din starea de minorat a cărui vină o poartă el însuși. Pe mine, spus asta, m-a dus cu gândul către, iarăși, domnul profesor, către Cioran, din Schimbarea la față, nu? Când, practic, e, plecând de la individ, urcat la destinul unei națiuni întregi. Bun, alte și alte nume. Nu vreau să trec prin toate. Platon, Plotin, Karl Popper, sigur, extrem de interesante. Dar n-aș lăsa-o pe aceasta nespusă. Se ajunge până la pasionalul Heinrich Heine, care, așa, plecând cumva la luptă într-un ton wagnerian, că tot am avut muzică, spunea, când se arată zorii, e lipsit de înțelepciune să te lași călăuzit de un orb. Ei, în discursul acesta apar și personaje interesante, dar care își găsesc foarte bine loc. E vorba despre cei pe care îi poartă în inimă autorul. E vorba despre prințul Mușchin, e vorba despre Don Quixote, e vorba pentru, mă rog, sper că nu suntem noi dintre cei care ar putea să strâmbe din nas, dar e vorba și de micul prinț și sunt câteva pagini foarte serioase, foarte interesante despre simbolistica pe care o desfășoară, sau ar putea să o desfășoare micul prinț. Îi acompaniază Borges, de exemplu, când spune că realul este ceea ce durează puțină vreme, e doar împrejurare, în vreme ce fantasticul este ceea ce durează mereu. Încă două, trei idei. De exemplu, autorul ne demonstrează că Nietzsche poate fi perceput drept cel mai seducător Don Quixote al metafizicii. El lasă în urmă ruine, în cenușa cărora vrea să arunce semințele unor noi valori și ne propune o privire comparativă cu textul Evangheliei lui Ioan, capitolul 12-24. Evident că nu o să încercăm acum o lectură comparativă, dar sunt inedite și pentru mine cu totul surprinzătoare și trimiterile către unele din pasajele biblice, dar mai ales către figura părintelui Serafim Rose,
eu îi zic Roze, Serafim Roze, la care cred că a ajuns datorită lui Dostoevski, probabil. Figură importantă din ortodoxia cumva contemporană, cel care a dat naștere unei mișcări Death to the World, interesat în prima parte a vieții de nihilism și iată ajungem cumva, închidem cercul, cercul ăla de la Wagner, nu? Și iată cum toate cad spre a se ivi din nou. Aceasta este a doua parte a volumului în care sunt lumi ce se prăbușesc, sunt lumi care reapar, apare supraomul și aici realizați că de multe ori pătrundem și în istorie. Așa cum s-a spus, există pagini care explică felul odios în care naționalism, socialismul în Germania l-a întemnițat cumva pe Nietzsche. Sigur că sunt alte și alte lucruri de discutat aici. Sunt, eu n-am spus absolut deloc și nu cred că e cazul să intru acum, sunt conceptele, analizate conceptele cu care în general suntem obișnuiți când vine vorba despre Nietzsche. Eterna reîntoarcere, supraomul, voința de putere, nu... Dar toate astea cred că sunt și mai interesante odată cu ultima parte, cu partea a treia, unde avem așa niște apariții chiar cu totul surprinzătoare. Doar citez. Supraomul versus cyborg. Sunt problematizate acum apoi noțiuni precum postumanism, transumanism, metaumanism, din perspectiva supraomului și antitezei Übermensch versus Untermensch. Chiar dacă nu ocupă neapărat primul plan, este anunțată și apariția unei posturi stranii, care ține de grotesc, aceea a omului ameliorat. Și aici e o sintagmă colosală care merită să fie dezbătută. A omului de lângă noi, a omului din viitor, a unui tip de om înspre care mulți tind, din omul ameliorat, înțelegând cel care nu, este consecința criogeniei, a clonării, a editărilor genetice, digitalizarea conștiinței și așa mai departe. Bun. Am zis că, ca să mă apropii așa de o concluzie, simt că-i clar. Da. Văd pe Adrian așezat aici la clape și atunci e clar că trebuie să... Cântat, adică... cred că... E probabil, nu știu, risc să spun asta, eu nu știu o altă carte, aș spune că e probabil cea mai completă monografie din cultura română a ideilor propagate de filozoful german. Un tom care se așează extrem de potrivit lângă cel dedicat subteranelor lui Dostoevski, cumva dinpreună propunând și ele un soi de meta-experiențe gnoseologice, existențiale, dar purtate, și iarăși mi se pare grozavă treaba asta, purtate mereu în raport cu ideea de limită. Sunt multe de zis. Mulțumesc mult că m-ați ascultat. Felicitări, Ionica! Îi mulțumesc lui mai ales pentru prezentarea doctă și aplicată. Nu e o surpriză pentru nimeni. Acum am văzut că v-ați neliniștit când m-am așezat aici. Nu, n-am de gând să cânt. M-am așezat doar pentru a echilibra un pic. Am văzut că acolo sunt doi bărbați aici, unul singur, Carmen, ca să fie un echilibru, ca să fie iar în centru. Dar înainte de a o asculta pe Carmen Mihalache, trebuie să-mi fac mea culpa. Am uitat să-i rog pe invitați ca prezentarea să nu dureze mai mult de 7 minute. Am avut noroc. Întotdeauna uit câte ceva și uite... Mi-am jurat că voi fi atenți și că nu voi scăpa din vedere acest lucru. Iertare, rog-vă, nu de alta, dar... Dar de ce nu așa cum?
Ce anume? De ce numai 7 minute? 6 atunci, bine. Nu, nu de altă, dar n-aș vrea să vă răpesc bucuria de a citi această carte și mai ales bucuria de a-l asculta pe Ion Percu, care ne pregătește autografe, care ne-a pregătit și ceva, că e, știți, la Campionatul European de Fotbal se face câte o pauză de hidratare. Noi nu putem face pauză de hidratare, dar măcar la final să putem filosofa, pentru că am auzit în prezentarea lui Marius un cuvânt magic, roze. Adică, da, uite, filosofie. Asta cred că e filosofia, o știm de la vechii greci. Adică, doamnelor și domnilor, Carmen Subihalache. Știam că o să fiu alături de doi critici și literari atât de aplicați, de doți, de serioși. Mă simțeam așa aproape răstignit. Acum să nu credeți că eu nu sunt serioasă, dar sunt mult mai tentată de partea ludică a lucrurilor. Și am să vă spun că, de fapt, am o dublă bucurie, pentru că este o carte, o lansare de carte a unui prieten vechi, a unui om de spirit, a unui om atât de viu încât mă bucură de fiecare dată când îmi trimite câte un semnal luminos, mereu mai povestește ceva, sunt într-un dialog continuu cu Ion Fercu. Ion Fercu, care este un colaborator statornic de câteva decenii deja al revistei Ateneu, cealaltă bucurie fiind că această carte s-a născut într-un fel în paginile revistei noastre, deci cea mai mare parte a ei, deci s-a constituit din episoadele, din foile, toanele publicate în Ateneu. Și nu este singurul caz, o să vă spun încă două propoziții despre Ateneu, pentru că suntem într-un an aniversar, revista va împlini 60 de ani de serie nouă în august și Ateneul a dat literaturii române scriitori importanți. Să sperăm că va continua să o facă cu această, din această nouă echipă, făcând parte deja niște autori de recunoscuți, cu o foarte bună reputație literară. Este o revistă, așadar, în pagină căreia se nasc cărți și aici sunt și alți colaboratori statornici ai noștri și prieteni care asigură prestigiul, și Gheorghe Iorga, și Dan Petrușcă, și Cornel Galben, și Marius Manta, și Adrian Jitu au volume în care au însumat o parte dintre cronicile lor din exercițiul lunar, pe care îl fac în revista Ateneu, comentând aspecte ale vieții cultural-literare. Când am citit eu pe Ionică Fercu, păi pe îndelete, l-am citit în momentul în care apărea în revistă fiecare episod, apoi s-au strâns, știți că publicistica are o altă valoare în volum. Mai sunt câteva, aici există o parte care încă nu a apărut în revistă și mai sunt și câteva episoade care vor apărea tot în Ateneu. Fiind un ghem așa de complicat, este o carte, e o carte foarte densă. Este o carte care te fură, pentru că este ca un cățiș de liane în care e foarte tentant să te agăți de una, de alta, că te duce de la literatură, te duce la filosofie, evident, în primul rând, dar să nu uităm că Nietzsche scrie ca un literat, scrie aforistic și nu scrie academic, și de-aia ne și place foarte mult să-l citim, cei care l-au citit, bineînțeles, care l-au descoperit. Eu l-am descoperit într-un cufăr al bunicilor mei care erau învățători și eu cred că eram într-o vacanță de vară și cred că aveam 13 ani și era o cărțulie mică tradusă de Henry Zalis, cred că micuță de tot așa, urmă. Și atunci a fost, nu știam cum se pronunță, m-am chinuit mult de tot să scriu mie pe jos, Scherge. Ce m-a interesat pe mine? Pe mine mă interesează vocea lui Ion Fercu în această carte, pentru că nu este neapărat despre, este o carte a unui literat, este o carte a unui poet, a unui prozator, a unui gânditor.
Și mi-am amintit că pe una dintre pagini este un citat care îi place. Cred că o doamnă, o scriitoare, Aura Christie, dacă nu mă înșel, spune despre Nietzsche că este un Hamlet al filosofiei. Și m-am gândit că e în fel foarte ca să fie Horațiu. Horațiu l-a însoțit ca bun prieten pe Hamlet și Hamlet l-a lăsat să-i spună istoria, l-a rugat să-i spună istoria în numele frumoaselor prietenii, dar din când în când îl admonesta, bineînțeles, ca un prieten, spunându-i, Horațiu, sunt mult mai multe lucruri pe pământ și în cer decât spune filosofia ta. Iar Ion Fercu, pentru că este poet, știe acest lucru și lasă foarte multe și zone de mister și te lasă pe tine cititorul să interpretezi asta, pentru că, v-am spus, de multe ori este vorba de persoana întâi. Cine vorbește la persoana întâi, cred că la un moment dat Gombrowicz nota asta, își recită propria umanitate. Deci exact asta face Ion Fercu, deci ne vorbește despre propria umanitate și în unul dintre ultimul capitol, cred că, la care m-am oprit și din care vreau să vă citesc ceva, spune niște lucruri care îmi sunt foarte aproape, pentru că vorbește de fapt despre un vis al lui, este o utopie. Este un vis al lui despre o nouă etică. Mă gândeam că văd foarte multe spectacole în ultima vreme care sunt copleșite de tehnologie. Nu mai există aproape nimic fără video, mapping, fără tot felul de instrumente, de mult zgomot, și cuvintele se aud din ce în ce, în ce mai rar. Ori teatrul este o întâmplare între oameni. Și cred că un mare regizor, sau nu știu, la un moment dat, citind atât de mult, știți că cultura, mă rog, aia pe care s-ar presupune cum aia, este ceea ce rămâne după ce ai uitat. Deci spunea că ființa umană, deci, așa, nu mai are rating la ora actuală. Nimic nu este mai dureros decât asta. Și în ultima parte a cărții sale, în care vorbește despre un meta-übermers, Ion Fercu ne spune și ne lasă să gândim mult pe marginea acestor cuvinte, să visăm. E de reparat mult în om, dar totul trebuie realizat cu mijloace ale umanului. Îți aduce aminte, maestre Weyer, de ce este vorba de medicul, cred că așa se pronunță, nu? Da. Că atunci când dădeai să urci pe nava, pe scara navei speciale, care avea să te ducă din nou în fost Terra, mi-ai spus că ai citit Audiența și Ostaticul Umbraliei, cele două cărți atât de frumoase ale lui Ion Fercu. Două dintre romanele mele. Deci el este personaj. Deci el intră în dialog cu acești maestri ai gândirii în diferite domenii, așa, și asta este absolut fascinant și seducător și viu în această carte, pe care eu n-am citit-o ca pe o carte de filosofie, pentru că nu sunt o cititoare de cărți de filosofie, am făcut doar niște cursuri la facultate, pentru că am făcut litere, dar mi-a prins bine și vreau să răspund din când în când, pentru că te duce și la Socrate, te duce și la Seneca, și bineînțeles, și bineînțeles, se vorba și de nașterea tragediei, de Dionisus, deci eram iarăși într-un domeniu care era al meu și care mă atrage. Mi-au zis că ți-au mers la suflet două dintre mărturisirile unor personaje. Aș fi vrut să stau de vorbă cu un bob de rouă, cu o frunză tremurândă, cu un fir plăcând de iarbă, cu o umbră, cu un nor grăbit, cu un fâlfâi de pasăre, cu oftatul greu al pământului. Despre ce? Despre viață moarte, despre prietenie, despre tăceri, despre iubiri care dor, despre nimic și despre totul. Oamenii sunt pragmatici, trec peste suferințele celuilalt, calcă și peste cadavrele prietenilor, pentru că vor să-și salveze amărâta ființare. Sufletul este o jucărie delicată.
O jucărie care se poate defecta chiar atunci când ai mai mare nevoie de ea. Dar cred, de asemenea, că de asemenea consilier are nevoie meta-übermensch. Doar așa mai putem repara și andramaua asta umană aflată în destrămare. Da. E un lucru care ne lasă pe gânduri, așa? Și cred că putem fiecare dintre noi să facem ceva ca să salvăm șandramama aceasta, ca să nu se destramă. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, lui Carmen Mihalache, pentru această prezentare bine jucată în care am binat, ați văzut registrele, ne-a purtat așa prin țar, prin câteva dintre ideile forte ale cărții, dar a încheiat într-un ton grav, invitându-ne la meditație, pentru că, în definitiv, asta face cartea lui Ion Fercu. Eu mai fac o dată mea culpa, sper să nu plec răstignit în seara asta, și îl invit pe domnul profesor Petre Isachi să ne spună cum se văd lucrurile din, sau prin ochii și prin mintea domniei sale. Stau așa cu cartea în mână, poate mai primesc niște informații. E o carte care este din serie, este o carte de excepție, din toate punctele de vedere. În primul rând, impresionantă este bibliografia. E minunat să începem chiar așa, cartea de la indicele de nume, de la bibliografia selectivă și de la bibliografia electronică. Veți vedea munca sisifică și ce înseamnă scrisul, ce înseamnă sihăstria din noi, ce înseamnă tipul de intelectual, parcă împotriva timpului de astăzi, nu? A fi intelectual autentic în viziunea lui Nietzsche, asta ar însemna să fii simultan preot, nu? Să fii simultan apostol și sihastru. Toate aceste funcții le vom regăsi în această carte, în care, ca să plec de la o sintagmă chiar a lui Nietzsche, totul devine și revine în veșnicie. E o carte în consens cu timpul. Să nu uităm că Nietzsche este primul care ne atenționează, sau primul în sensul unei lucrări, care pleacă la modul ideal, aș spune, o naștere a tragediei din spiritul muzicii. Atenție! Tipul de gândire al acestui filolog, el s-a pretins filolog întâi. Foarte interesant. Și este interesant acest război dintre filolog, filosof și omul legat de credință mai mult decât se crede. Nu, asta este o metaforă cu moartea lui Dumnezeu și ulterior a celorlalți cu moartea omului. Interesant, interesant condusă. De ce spun că este sincronizat domnul Fercu cu timpul? Pentru că cartea ne învață, și noi chiar avem nevoie românii, să trăim primejdios. Chiar așa are el pe undeva aici, trăiți primejdios. Sugerându-ne, și dacă doresc să mă întorc la Nietzsche, că paradoxal, războiul este părintele tuturor lucrurilor bune. Iar trebuie înțeles în sensul metaforic. O dificultate a acestei cărți este că atât Nietzsche, cât și comentatorii ei și nu numai, toți comentatorii implicați, toate vocile implicate din istoria filozofiei, te obligă la un... ne obligă într-un fel sau altul să traducem un limbaj poetico-aforistic. Poetico-aforistic. Și de asta pare greu. Acest... război al individului cu sine ne sugerează Nietzsche că ar fi soluția, posibila soluție de ieșire dintr-o criză fundamentală, imanentă. Și lucrul ăsta poate să se înțeleagă greu. Conceptul de sigur că totul pleacă de la voința de putere. Ca să spunem așa, spune el undeva că adevărul
este un cuvânt care exprimă voința de putere. Adevărul egal voința de putere. Și în acest tip, de aici, cea mai bună carte a lui, nu știu de ce, zic eu că nu este așa grăita Zaratustra, care e importantă ca filozofie, o carte adresată tuturor și niciuneia, spune el în una din ediții în subtext. Poezie sau a cincea Evanghelie. Foarte importante aceste subtitluri și nu mai vorbesc subtitlurile din așa grăita Zaratustra. Dar, în general, el sezizează, filologul, mai ales din el, criza culturii, plecând de la nașterea tragediei. Și jocul ăsta dintre Apolinic și Dionisiac este excepțional surprins de Ion Fercu, care păstrează un admirabil echilibru, să știți. Este greu să intri în dialog cu Nietzsche și cu opera lui și să nu fie să idolatrizezi, fie să intri în polemică cu el și să nu-l înțelegi. O deosebită înțelegere, un deosebit echilibru. Și asta datorită erudiției. Cere un cititor erudit, cere un comentator erudit. Și mai ales încearcă, ați văzut admirabil citatul, încearcă să repare șandramaua, cum spune el, să ne sugereze că, de fapt, lumea nu poate fi schimbată decât începând cu noi. Asta este principala direcție pe care ne orientează. Sigur că originale sunt, într-adevăr, ultimele două părți ale volumului. Originale în sensul că Fercu intră direct în polemică cu vocile suficiente de pe globul pământesc, mai ales cu americanii, dar și cu europenii, pledând într-un fel că de noi depinde această colaborare cu inteligența artificială. Chiar auzeam, nu știu ce, că nu știu în care stat, cred că în Africa de Sud sau pe undeva, sau în Coreea de Sud, nu știu care robot angajat la o întreprindere s-a aruncat de pe scară. De pe scara instituției. Da, arătându-se că sunt posibile asemenea greșeli. Era depresiv. Absolut era depresiv, da. Da. Să termină pateze. Problema este, de fapt, asta cartea ne propune. Ce ne-ar reveni nouă intelectualilor? Aristocrației spiritului. Un lucru pe care o pledoarie bună pe care o face el este că, într-adevăr, nu putem vorbi de un progres în nici într-un domeniu dacă nu disociem și dacă nu punem în valoare cu adevărat aristocrația spiritului. Aristocrația spiritului este de acum problema intelectualului și este o pledoarie directă, adresată nouă și aici nu putem decât fiecare să vedem ce ne revine în acest sens. Mie mi-a plăcut, v-am spus cu predilecție ultimele două părți și mai ales echilibru pe care îl propune el și ideea că noi putem fi învingători în acest război cu inteligența artificială, personal nu îl văd ca un război, pentru că, în fond, de noi depinde modul cum colaborăm. Pentru că noi nu căutăm într-un lucru decât ceea ce am pus noi.
Asta este. În privința asta, domnule Fercu, felicitări pentru... Da. Nu vreau să-i țin, nu vreau să trec peste minutele alea. Da. Mai spune ceva, dacă mai poți, după aceste prezentări. Eu îi mulțumesc și domnului Petre Isache pentru nuanțele pe care le-a scos în lumină și pentru că a dus discuția un pic într-o zonă mai altfel. Am văzut ceva crispare prin public, ceva grimase. N-aș vrea să plecați cu impresia că asta e o carte un fel de sperietoare, că e o carte imposibilă, că e o carte... Da, sigur că e multă erudiție, e multă știință de carte, e multă filosofie, da? Viața de sihastru e grea, apropo de titlu, nu? Cred că nu-și imaginează nimeni că va fi o lectură facilă, dar e o lectură mustoasă care, cum să spun, fie, și dacă o vom citi pe bucăți, vom avea la ce reflecta, vom avea la ce medita, însă eu altceva aș vrea să scot în evidență, cred că l-ați urmărit pe Ion Percu, ascultând așa hâtru ce spuneau rând pe rând cei care au vorbit despre carte, eu am încercat să-mi imaginez ce-o fi în mintea lui. Ce-o fi zicând el despre noi care vorbim despre el, despre cartea asta și mi-e cam teamă să intru acolo în cotroanele alea ale minții sale, nu de alta, dar cu filosofii nu e de glumit și în același timp e de glumit. Ce aș vrea eu să scot în evidență, dincolo de calitățile certe ale cărții de care vă veți convinge, dincolo de erudiție, dincolo de faptul că e un gânditor, dincolo de luciditatea teribilă, apropo de prostia naturală și de inteligența artificială, de conflictul ăsta care se prefigurează tot mai apăsat, da, asta ne așteaptă, eu aș vrea să scot în evidență un lucru despre care s-a vorbit foarte rar în cazul lui Ion Percu, umorul. Umorul lui Ion Percu e ceva, e un skepsis aici, dincolo de toată morga asta, uitați-vă ce fețe face. Iar sunt treaba acum dacă se vorbește despre cartea lui. Da. Întotdeauna e această problemă când e vorba de o lansare de carte. Și atunci eu zic să, înainte de a trece la partea roză a lucrurilor, înainte de a trece la sesiunea de autografe, cărțile sunt acolo. Roze, pardon. Așa. O să vedem și asta. Cărțile sunt acolo, dar înainte de asta e momentul, în sfârșit, să-l ascultăm pe Ion Percu. Faptul că am avut o memorie foarte bună, dar în ultimul timp dă semne de oboseală, ca să nu uit ce gânduri îmi trec prin cap. După ce ați vorbit aici, chiar mă gândeam să citesc și o carte asta. Să mai interesant, nu? Să văd dacă mi-ar fost la... prieteni ai bibliotecii, prieteni ai lui Nietzsche, adversari, firești, unii dintre dumneavoastră ai Nietzsche, prieteni ai mei, unii veniți din orizonturi mult mai îndepărtate decât Bacău, decât în alte județe și sate frumoase. Și continente. Da? Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit la aceste zile și la această zi a bibliotecii. O văd pe Teodora acolo și vreau să spun Teodora, să română. Atunci când o iau o razna, din când în când, vorbesc cu Nietzsche. Ultima dată am vorbit despre Ateneu cu Nietzsche și am spus că au apărut peste 60 de episoade din cartea aceasta, în revista Ateneu. Când o iau prima dată razna, voi vorbi despre grozavul recital și despre grozavul om Teo. Să rămână. Nietzsche, atunci vorbim cumva despre asta. Mi-a făcut cu ochiul când a plecat, nu a plecat de acolo, și a zis, fii atent, sistematizează-te scurt.
nu bate câmpii ca de obicei. Încep. Polit, adoratul Nietzsche. Înțeles, neînțelesul Nietzsche, dinamitardul Nietzsche, spuneți-i cum vreți. Prietenul meu Nietzsche, Nietzsche, sihastrul din mine, Nietzsche, am zis eu, cu tot riscul, sihastrul din noi. Numai că ochii pe belegata titlului acestei cărți, în privat... N-am vorbit, ai văzut, n-am fost să ai cuvinte. Prietenul meu, Petre Isachi, mă întreabă, Nietzsche, sihastru din noi, Nietzsche, sihastru, un dionisiac cu sânge, sihastru. Da, așa. I-am spus lui Petre Isachi și în cele din urmă am încheiat un pact. Nietzsche, sihastru din noi. Dar sunt conștient de faptul că atunci când afirm aceasta, Nietzsche este un sihastru din noi, gândul mă poartă către faptul că fiecare dintre noi, dacă Nietzsche este un locatar al spiritului nostru, este, măcar din când în când, o sihăstrie. O sihăstrie a marilor singurătăți care uneori și vindecă. Nu doar rănesc sihăstriile. Dacă Nietzsche este un locatar al spiritului nostru, ne-am zis, înseamnă că acest sihastru al marilor îndrăzneli ne influențează. Și probabil că ne influențează destul de des, chiar și cei care avem sufletul croit din porniri împotriva lui Nietzsche, cred că atunci când supraviețuirea noastră este cultivată de o mare cumpănă, ați simțit, eu am simțit asta, că parcă Dumnezeu se topește tragic în sufletul meu. Temporar, poate. Dar am simțit acest lucru. Nu știu dacă pe dumneavoastră vă influențează Nietzsche. Mă gândesc însă că ați fost influențat de gândul lui potrivit căreia orice cuvânt este o prejudecată. Mă gândesc că vă da de gândit ceea ce spune el. Am învățat să trăiesc acolo unde nimeni nu poate trăi. Am învățat să trăiesc acolo unde nimeni nu poate supraviețui. Ați fost tentați vreodată să urmați acest model de viață al lui Nietzsche? Nietzsche care ne invită să ne construim casele pe Vezuviu. Construiți-vă casele pe Vezuviu. Altfel, în imperiul acesta migrator în care trăim, nu o să reușiți să vă adaptați. Și din acest motiv îmi este drag Nietzsche. Îmi pare bine că sunt și preoți în sală. Sunt și profesori universitari care predau filozofia, sunteți toți care îl iubiți sau îl uriți unii dintre dumneavoastră pe drept sau pe nedrept pe Nietzsche. S-a strecurat în inimile multora dintre cei care cred cu adevărat în Dumnezeu faptul că Nietzsche, cum spunea prietenul meu Marius Manta, cu al său Dumnezeu a murit, este un adevărat demolator al lui Dumnezeu. Dacă nu cumva, demolatorul numărul 1, să spunem așa. Da, asta spune
al său Zarathustra, un Zarathustra inventat de către Nietzsche. Dumnezeu a murit, Dumnezeu rămâne mort și noi l-am ucis. Cum să ne consolăm noi, ucigașii ucigașilor, cel mai sfânt și mai puternic din tot ce a avut lumea până acum și a pierdut sângele sub cuțitele noastre? Cine ne spală de acest sânge? Cu ce ape ne-am putea spăla? Este oare această voce una a unui ateu furibund? Dacă citim ateii furibunzi ai secolului 21, nici e un pic meu pe lângă acestea. De fapt, vreau să vă spun și aceasta este credința mea și probabil că și unul dintre dumneavoastră, că nici nu ne vorbește niciodată despre moartea fizică a lui Dumnezeu. Nici ne vorbește despre ceea ce ne spun mulți preoți în ambon, preoți de bună credință, că a murit în sufletele unora dintre noi. Nu știu dacă definitiv sau nu. Amintea Marius Manta aici de faptul că el nici nu este un pionier, așa cum vrem noi să credem, al acestui gând Dumnezeu a murit. Pascal, în secolul al XVII-lea, vine cu această idee. Pascal ne vorbește despre un Dumnezeu pierdut. Pierdut de noi. Pierdut în noi. A venit apoi Hegel și în fenomenologia spiritului și mai ales în prelegeri de filozofie a religiei, unde nu ne vorbește doar despre ființarea lui Dumnezeu în om, ci Hegel ne vorbește și el despre un Dumnezeu pierdut. Și parcă Hegel îl anunță pe Nietzsche, dacă nu suntem atenți sau nu suntem în domeniu, iată ce citim în prelegeri de filozofie, religie, parcă ar fi din Nietzsche. Iată ce zice Hegel. Dumnezeu nu mai este. Dumnezeu a murit. Nu există gând mai atroce decât acesta, că tot ceea ce este etern și adevărat nu există, că negația este prezentă chiar și în Dumnezeu. La aceasta, iată, parcă iar eu îl aud pe Nietzsche, se adaugă durerea și mai profundă certitudinea de a fi iremediabil pierduți, părăsirea oricărei valori. Mai ales despre un Dumnezeu pierdut vorbește și Hegel, mai ales despre un Dumnezeu pierdut vorbește, cred, și Nietzsche. Și mai cred că Nietzsche ne-a făcut un cadou extraordinar. Spaima de a fi rămas fără Dumnezeu, sau unii dintre noi, sau spaima de a rămâne fără Dumnezeu și Nietzsche dezvoltă și fără sens. Dacă Dumnezeu e pierdut, atunci am pierdut sensul și asta vrea Nietzsche și cu supraomul și cu celălalt să căutăm un alt sens. Unii mi-au râs în bot când au văzut aplecarea mea către Nietzsche și au spus că de fapt Nietzsche nu este decât un parc deschis în care nu intră nimeni. Un parc deschis în care nu va intra nimeni. Și atunci i-am întrebat, ce ați preferat? Să intrați totuși, să vizitați totuși un parc deschis în care vă așteaptă supraomului Nietzsche, care nu este o sperietoare? Sau vreți să vizitați un alt parc deschis, ca maimuțică de serviciu, ca animal de companie, aflat pe umărul ruginit de tinichea al unui cyborg care ne amenință că vom fi sclavii lui. Îl ador pe Nietzsche, pentru că face naveta între piscuri și prăpăstii.
Îl ador pentru că este un pârjolitor fără sfetnic. Are numai acest Zarathustra inventat ca să prevestească prin el ceva. Îl ador pentru că vrea să-l înstăpânească pe om într-un imperiu în care acesta, omul, să fie sarea pământului. E drept ce spune însă el, că nu vrea să fie consiliat omul pentru a ajunge sarea pământului nici din ceruri, nici din subteranele unor idoli. El tună și fulgere doar pentru a fi auzit. Niciodată nici nu poruncește așa cum spun unul. Pentru mine este un fel de Poseidon care înalță talazuri și de pe creasta acestora își exprimă speranța că va trezi viul moreșit din adâncul inocenței noastre. Îl ador pe Nietzsche și mă întreb, și vă întrebați și dumneavoastră, poate fi adorat un asemenea spirit controversat? Și iar mă întreb, poate fi adorat un asemenea om? Am foarte multe drumuri care ne despart de Nietzsche, de pildă, în problema milei, în problema suferinței, în problema credinței, în problema morale, morala de sclav, morala de stăpân. Aici, de pildă, în ceea ce privește suferința, mă despart aproape total, dacă există și altfel de despărțit, îl prefer pe Lev Tolstoi, care ne spune, dacă simți durerea, suferința din tine, înseamnă că ești încă viu. Dacă simți durerea, suferința din altul, înseamnă că ești om. Un alt registru, diferit de al Nietzsche și chiar de al celorlalt prieten al meu, Dostoievski. Îl ador și pentru că este singurul om care nu a înălțat nicio statuie. Dimpotrivă, unii am întâlnit statuile, le-a dărâmat cu argumente. Cu argumentele lui, subiective, fără îndoială, dar argumente. Îl ador pe acest domn Ioan al cunoașterii, deoarece sub pana sa, cum spun în secțiunea a doua a cărții, se prăbușesc și se ivesc lumii. Uneori nu este original. Iată, aud din ceea ce spune el despre ivirea a noi lumi, vocea lui Goethe. Amintiți-vă ce spunea Goethe. Va veni vremea pe care Dumnezeu nu o va mai iubi și va trebui să frământe iarăși lumea pentru o regenerare. Goethe, care nu era ateu. Numai că Nietzsche, cu știuta sa lipsă proverbial de modestie, intră acum, ceea ce nu îndrăznise Goethe, în rolul de nelucrurile. Încercând să mă apropii de final, îl ador pe Nietzsche pentru un alt cadou extraordinar pe care ne l-a făcut. Eterna reîntoarcere a aceluiași. Eterna reîntoarcere a aceluiași, deci pe care academicianul Ștefan Afroroi de pildă îmi spune că este o concepție stranie, solidar cu Milan Kundera. De acord? Numai că eu privesc... La genii nu funcționează asta. La genii. Da? Genii nu funcționează. Fără nu era. Genii nu funcționează. Asta e fără. Eu îl consider un test etic. Cel mai important test etic pe care îl utilizează și astăzi, cu știință sau fără, uneori, psihologii, sociologii, psihanaliștii. Amintiți-vă acest test.
al lui Nietzsche. Ne întreabă, vă întreabă, mă întreabă, ce-ar fi dacă într-o zi un demon s-ar strecura în singurătatea ta cea mare și te-ar întreba așa, viața asta a ta, cum o trăiești, cum ai trăit-o? Clipă de clipă, cu toate bucurile, cu toate suferințele ei, pe scurt, ai vrea să o mai trăiești încă o dată? Și încă de nenumărate alte ori? Dacă răspunzi la acest test, da, în cunoștință de cauză, înseamnă că ai o viață doctora de virtuți. Dacă nu, e posibil să ai o problemă. Îl apăr și îl ador pe Nietzsche. Îl apăr întrucât știu că fariseii zilei cu sora sa Elisabet, pe care a apreciat-o enorm, în prim plan, orchestrați apoi și de Hitler, i-au răstălmăcit ticălos opera, i-au răstălmăcit ticălos voința de putere. El a spus cândva spre finalul vieții, există acest pericol ca opera mea să fie otrăvită, răstălmăcită. Însă, așa cum provoca Marius Manta în cartea pe care am scris-o împreună, a venit cine l-a absolvit de această vină întâi? Un evreu, da? George Brandes, care Brandes e un critic, un cunoscător al filozofiei. Comunitatea evreiască de astăzi îl apără pe Nietzsche. Acesta este un lucru foarte important. Și îl ador, cum zice Aura Christi, citată de Carmen, îl ador pentru că acest Hamlet al filozofiei va stârni pașii să pornească încoace către această minunată bibliotecă pentru a vă întâlni cu el. A fost însă o capcană, o ambuscadă regizată, cred, de Adrian Jicu, de Carmen, de Marius, de Petre, pentru că nu prea v-ați întâlnit cu Nietzsche astăzi. Astăzi v-ați întâlnit cu Nietzsche al meu. Al Ferku. V-ați întâlnit cu Nietzsche al lui Ion Ferku. Așa cum zilnic vă dați binețe cu Nietzsche al dumneavoastră. Cu acel Nietzsche din psihăstria dumneavoastră, cea de toate zilele și nopțile. Dragi prieteni, așa grăita perlă, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru că ne-a împărtășit ceva din neliniștile sale, din psihăstriile sale, din obsesiile sale, pentru că ne provoacă în permanență la reflexie, pentru că reușește să ne atenționeze că sunt destule lucruri peste care trecem mult prea ușor. Vreau în egală măsură să le mulțumesc colegilor și prietenilor care au vorbit despre Nietzsche al lui Ferku, da. Vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că suntem împreună, pentru că ați venit din nou la bibliotecă. Vreau să vă amintesc că Biblioteca Județeană Costache Sturza vă așteaptă de fiecare dată și că vom încerca să vă oferim evenimente de calitate. Nu ne despărțim, nu trecem la partea despre care vorbeam, pentru că știți foarte bine, teoria ne dă curaj, practica ne omoară. Am exersat până acum aproape două ceasuri apolinicul,
eu cred că e momentul să testăm și Dionisiacul, așadar autografe Ion Percu și hidratare Nice.